La bună și frumoasă întâlnire, dragii mei! Sunt Ovidiu Purdea Someș, un mânuitor și un mântuitor de cuvinte. Într-o vreme când vânturile dinspre apus și dinspre răsărit bat tot mai tare peste pământul românesc, eu am plecat la drum să întâlnesc oameni și să fac mărturisiri. N-am să mă sprijin pe pereții vânturilor și n-am să mă adăpostesc de ploile amare ale lumii, ci am să pun preț pe fiecare întâlnire, pe fiecare om, pe fiecare popas. Duminica aceasta vom face un popas spre înălțimi, pentru că acolo spre înalt nu se îndreaptă oameni istoviți sau dezgustați. Nu. Aceștia se întorc din drum. Acolo sus, între zori și amurg, lupta e nebănuită, e îndârjită. Acolo pășesc cei mai tari dintre noi, cu gânduri de slavă și de biruință. Mulțumim cu generozitate pentru popasul de astăzi actorului Dorel Vișan, un om de fală al teatrului și al limbii române și unul dintre muritorii care a pășit spre înălțimi până acolo de unde se văd îngerii. Maestre, bucuros de popas, pentru că într-un fel sunteți și dumneavoastră cântăreți. Una din cărțile dumneavoastră de poezie se cheamă chiar așa: Cântece pentru glas și toacă. Cine-o zis dorului dor? Cine-o zis dorului dor? N-o zis un cuvânt ușor. N-o zis un cuvânt ușor. Chiar așa, greu cuvânt dorul ăsta. Da. Greu cuvânt. Se zice că ar fi specific pentru noi, adică nu se poate traduce în nicio limbă. Cuvântul dor. Da, este o sensibilitate a partea acestui neam. Ați văzut ce frumos am început, ce lin. Frumos. Pentru că, maestre, din întâlnirile noastre la diverse acțiuni, evenimente, știam că primul lucru de care aveați grijă era să nu fie muzica prea tare. Adică exact. Muzică și nu zgomot. Da, da. Așa este. Lumea a uitat că muzica este respirația sufletului și a conștiinței. Și sufletul nu horcăie. Sufletul respiră frumos și ușor. Lui Dumnezeu îi place liniștea. Toată natura, tot ce e în jurul nostru este muzică. Vântul e muzică. Ploaia e muzică. Păsărelele. Și apropo de asta, vreau să spun un lucru extraordinar, o poveste zen. Cât de mult ar trebui să aibă natura influența asupra noastră, care și noi suntem natură. Se spune că un mare învățător spiritual era așteptat de zeci și sute de studenți ca să înceapă lecția. Și în momentul când intră în clasă, toți studenții se ridică în picioare, dar era primăvară, geamul era deschis și o păsărică se așează pe geam și cântă 10 secunde și zboară. Și profesorul a spus: domnilor, lecția s-a terminat, să vă fie de bine. Bine. Ce frumos! Deci asta este muzica. Da. Suntem într-o mare piață a lumii. Într-un loc din acea piață sunteți dumneavoastră cu o masă doar a dumneavoastră. Ce ați scrie pe ea? Dorel Vișan, meșteșugar de frumos sau? Marele și genialul Dostoevski, care e cel mai mare spiritolog al lumii, în credința mea, spunea că frumosul va schimba lumea. Deocamdată încă n-a schimbat-o. Dar frumosul rămâne frumos. În credința mea, omul este ca o vioară și trebuie tot timpul să se acordeze, tot timpul să fie acordată. O vioară acordată creează armonie. Omul acordat este măreția Universului.
omul dezacordat este, așa cum spunea filozoful Blaise Pascal, lepădătura universului. Și se pare că trăim într-o lume în care omul mai ușor coboară decât urcă. Deci asta scrie pe masă. Omul e ca o vioară. Un acordaș cu sine, dar și cu universul. Așa. Păi asta e acordarea. Da. Din acea mare masă a lumii să restrângem cadrul, din piața cea mare să restrângem în locația în care filmăm în această emisiune, restaurantul Valahia din Cluj. Da. Și să vă imaginați că aici, în apropierea noastră, mai este o masă la care sunt niște prieteni, niște oameni dragi, niște artiști dragi care aș dori să vă cânte în această emisiune. Cine ar fi invitații dumneavoastră de acum, de departe, din memorie sau din trăirea reală? Păi, în primul rând, l-aș chema pe Mitru Fărcaș. Mitru. Pe Mitru Fărcaș. Aș chema foarte mulți. Poate că îi văduvez pe unii că nu le spun numele, dar așa spun la prima, la primul gând. În primul rând cei de aici, de pe lângă noi, pe Sava, pe Veta, nu? Da. Pe urmă, o mare iubire de-a mea și o mare, mângâiere a sufletului, Ion Cristoreanu, uite. Marele Cristoreanu. Marele, da. Cristoreanu. M-aș duce prin Moldova, aș găsea acolo, pe Sofia Vicovianca, cuvioara noastră extraordinară. Așa. Aici, așa, înapoi la Cluj, îl găsesc pe un Bocșa. Te găsesc pe dumneata. O, mulțumesc pentru generozitate. Te-aș invita și pe dumneata la masă. Ei, cam cât s-au făcut? S-au făcut 6-7, dar vreau să vă întreb altceva. În costumul ăsta popular, sau în costumul popular al copilăriei, ce melodii fredonați în afară de ce am deschis, melodia cu care am deschis noi emisiunea? Multe melodii, fredonez. În general, melodii care au fost mai cântate, au fost. Și fredonez chiar și melodii patriotice, care acum nu prea se mai fredonează și nu prea se mai cântă. Am uitat, ne-am pierdut identitatea. Da, multe melodii. Astăzi e o zi în care mă întindeți o mână, mă luați de mână, și mă duceți în satul copilăriei dumneavoastră, la Tăușeni. Ce mi-ați arătat în satul copilăriei? Despre ce mi-ați vorbit? Păi prima dată ți-aș arăta locul unde s-a născut eternitatea. Locul unde s-a născut veșnicia, cum spunea Blaga. Și locul unde s-a născut bunul simț. Orice lucru în lume se perimează și dispare. Numai simțul rău tot timpul se dezvoltă. Din această cauză, bunul simț, care era odată la țară din abundență, nu mai are teren. A pierdut foarte mult teren. Lumea, așa cum spunea Sfântul Apostol Pavel, vă vor trimite erori mari ca să puteți crede în minciună. Bunul simț cu minciuna nu prea zrude. Nu fac casă bună. Nu fac casă bună. Deci asta aș arăta în primul rând. Locul unde s-a născut veșnicia, unde s-a născut tăcerea, unde s-a născut armonia, frumusețea, tot ce este frumusețe în natură. Și pe urmă ți-aș arăta ceea ce satul nu mai are, copiii care călcau pe cer și bătrânii care călcau pe pământ. Ce frumos! Cum călcau copiii pe cer? Eram copil, după ploaie se făceau bălți. Și în baltă se oglindea cerul. Și noi ziceam, mă, Ioane, eu pot să calc pe cer și tu nu poți. Uite, am să calc. Și călcam în baltă și se tulbura apa. Nu, ai văzut? Calcă și tu. Era o treabă extraordinară cum copiii făceau această legătură între curățenia cerului și
balta care se făcea după ploaie, iar bătrânii care spuneau că călcau pe pământ, erau la noi, purtau plete bătrâni, așa ca Ștefan cel Mare, care se răsuceau așa înapoi. Și nu știu, eu n-am putut toată viața să înțeleg pe cineva care poate să batjocorească un bătrân sau nu poate să-l asculte. La noi așa ceva nici nu se imagina. Deci bătrânii erau sfatul tebanilor, așa cum era în lumea democrată, adevărată, care a fost unul în asta. Asta nu e democrată. Asta erau bătrânii. Ei țineau cumpăna rânduielilor. Ei, au murit rânduielile. Murind rânduielile, omul a sărăcit. Pentru că și-a pierdut și instinctele. Am mai spus lucrul ăsta. Omul era vânător, omul era pescar, se urca, alerga, avea musculatura, nu trebuie să meargă la fitness. Avea musculatura care și-o făcea singur din munca de zi din cu zi. Munca și din activitatea și din mișcarea lui. Ei, și-a pierdut aceste instincte cu timpul. Acum face online. Online nu mai alergi, aproape că nici nu mai gândești. Nu aproape, ci chiar. Așa. Și atunci am pierdut și rânduielile, pentru că satul s-a dărâmat. Ei, instinctele îi spuneam omului ce să facă, iar rânduielile, obiceiurile, tradițiile îi spuneau cum să facă. Acum nu știe nici ce să facă, nici cum să facă. Aici e problema. Deci omul s-a dezumanizat. Trăim într-o lume, din păcate. Așa se spune că cel mai frumos dar pe care poți să-l faci unui om este omenia. La noi, când mergeau părinții mei sau când veneau în neamurile noastre, că veneau, în vizită, stăteau câte zile întregi, aducea tata muzicanți și era petrecere. Ce teraș de la Cluj! Da. Nu, de la Palatca. De la Palatca. La lui Dadi. Da. Celebrele tarafuri de la Palatca. Era grozăvie la Palatca acolo. Așa. Și petreceau și era frumos și se spunea mergem pe omenie. Așa era cuvântul. Pe omenie. Deci am fost iar pe omenie la Ion din Cionca Mociului sau nu știu de unde. Era ați prins și vremurile în care veneau ceterașii și cântau pe nierță de mălai, de grâu, de picioraje, de porne. Da, eram copil, dar știu că frații mei erau mai mari și vedeam și veneau și cântau la horă. Era joc, la noi nu se spunea horă, se spunea joc. Joc la șură. Joc la joc, în șură, da. Și să vezi duminica, dacă toți îmbrăcați frumos așa, și odată începea să plouă, să vezi cum veneau bătrânii cu furca și toți luau câte fugeau să strângă fânul. Da. Deci asta ar fi la țară, asta era. Era frumusețea asta a omului frate cu natura, frate cu codru, cum spunea Eminescu, a omului unde, asta e vorba mea, Dumnezeu făcea parte din familie. Încerc să mi-l imaginez pe Dorel Vișan, tânărul, acasă, la jocul de șură, când pune ochii pe o fată și vrea să o invite la puneam, joc. Puneam, dar era mic, nu prea țineau figura. Cam la câți ani ați intrat așa în joc? N-am intrat, că am plecat la școală. Eu am rămas doar cu un domnișor, știi? Așa zicea lumea, că am fost trei frați, unul a mers la domnișorul Titu, feciorul învățătorului, nu din... Da, feciorul brigadierului. Da. Deci, mai târziu, după ce am mers la școală, noi am învățat dansurile astea alte. Moderne. Dar, shake, vă mișcați stânga, dreapta. Mă descurc puțin și cu dansuri populare. Cu pantaloni evazați, așa cum era moda anilor 70, măturați tot colbul satului. Depinde de moment, că erau și strâmți. Că veneau ăia de la UTC cu farfeca și ți-i lărgeau. Deci, am prins sistemele astea, dar
Să știi că așa un control nu e rău. Eu nu vorbesc de cenzură, deși se spune că atunci când nu este o cenzură care vine din afară, atunci trebuie să funcționeze o cenzură lăuntrică. Omul nu și-o folosește cenzura lăuntrică. Puțini sunt cei care și-o folosesc. Dar când vine o cenzură din afară, atunci începi să te controlezi. Pentru că omul e un om social și reacționează cum reacționează ceilalți. Deci așa, un mic control și o mică limită, o vorbă în care unul se spune, mă, copile, mai oprește, cârpește-ți mai, da, pantalonele, da, mă. Vezi? Atunci, chiar dacă aveai pantalonii, dacă îi aveai cârpiți și puneai pietec, și dacă era pietecul de altă culoare, te râdeau. Dar spunea, domnule, și-a pietecit și a spălat. Acum, îi văd și pe nepoții ăștia. Să vorbim și despre acel frumos monument, oarecum cu o filozofie aparte care aduce ploaia. A, monumentul lui Chira. Monumentul lui Chira. De la Tăușeni. De la Tăușeni. Domnule, e mare nenorocire că autoritățile de aici nu știu ce să facă cu acel monument. În afară de faptul că ar descoperi o creație absolut, cum să spun, deosebită și individuală, ar face și foarte mulți bani dacă ar deschide drumul acolo la mașinile care merg cu excursioniști. Eu am spus de multe ori că ar trebui să fie punct pentru excursioniști și cineva să le explice ce valoare are acel... Eu am bătut toată lumea din Noua Zeelandă până în Canada, în afară de marile monumente ale lumii, așa, puține lucruri am văzut de această valoare care o are acest monument, mașina care aduce ploaie și fântâna în care aduce apă, nu? Are niște semnificații și niște lucruri extraordinare. Plus că s-ar putea face, după ce oamenii au vizitat, s-ar face o plăcintă cu brânză, un pahar de vin de acolo, de la ei, și ar zice, domnule, asta se plătește separat. Da, este, ați pomenit de vin. Cine o zis dorului dor, o pus și vinul Lucior. O pus și. Și să privim și spre preferințele dumneavoastră muzicale. Poate sună clișeu, dar Dorel Vișan e o instituție, pentru că dumneavoastră în centrul unui oraș sunteți și Seneca, și Iacob, și Milițian, și Ion Creangă, și senatorul Vârtosilor. Sunteți primar, politician, preot, prefect. În orice oraș al țării ați merge, lumea s-ar aduna în jurul dumneavoastră. Ce le-ați spune oamenilor? Ceea ce le spun, de fapt, povești. La oameni nu le trebuie filozofie. Poate din cauza asta este și o credință că maselor trebuie să le se ascundă adevărul. Deci sunt oameni mari ai lumii și oameni importanți care în decursul istoriei au ascuns adevărul sau l-au subțiat, au dat numai o parte și restul lucrurilor le-au distrus. S-a distrus foarte multă informație. De exemplu, tot secolul I de după Hristos, toată informația secolului I de după Hristos a fost ștearsă, nu se știe cum și de cine. Toată istoria și toată filozofia secolului I. Biblioteca de Alexandria a fost aprinsă de 3 ori. Ultima dată, prin anul 690, deci a fost aprinsă toată de Iulius Cezar, a fost aprinsă pe urmă de împărații creștini și ultima dată de califul Omar, care când a aprins-o, l-au întrebat oamenii lui, înțelepte calif, ce se întâmplă cu adevărul cărților care ard aici? Și el a spus,
Dacă adevărul acela este în Coran, cărțile sunt inutile. Iar dacă nu este în Coran, atunci sunt false. Oricum trebuie scarse. Scarse, da. Deci, uite, așa au fost și marile necazuri și marile pierderi de valori nu le-au făcut oamenii mici, ci oameni importanți, oameni mari. De exemplu, în anul 250 înainte de Hristos, regele Chinei a dat dispoziții să se ardă toate documentele filozofice și istorice ale vremii. Pe urmă, mai târziu, alții, inchiziția ce a făcut și așa mai departe. Deci, asta este problema cu adevărul, dar din cauza asta eu cred că la oameni trebuie să le spui povești. Pentru asta a fost condamnat filozoful grec Socrate. Pentru că a spus că le sucește mintea tinerilor, dar el de fapt îi învăța, le spunea niște învățături. E un mare filozof. Pentru poveștile în care credea a fost ar și Giordano Bruno. Și Giordano Bruno și Galileo și alții. Și, dar vorbesc de niște... filozofia asta în povești este mult mai acceptată decât filozofia științifică, care e greu de înțeles. E mai accesibilă. Pot să spun o poveste din asta? Vă rog. Este o poveste că un rotar a fost chemat la împărat. Și când a intrat, împăratul citea. Și rotarul zice, ce faci înălțat, împărate? Zice, citesc o carte de filozofie. Trăiesc ăia care au scris acolo. Zice, nu mai trăiesc. Atunci, dumneata, citești resturi. Cum citesc resturi? Zice, dacă nu o să-mi explici, o să-ți tai capul. Zice, am să-ți explic cu meseria mea, să înălțat împărate. Eu sunt rotar. Și rotăria este o meserie frumoasă și curată și căutată. Și am vrut ca și băiatul meu să fie rotar. Și l-am învățat și pe el și face roți extraordinar. Eu pot să-i spun cum să facă roata, dar nu pot să-i spun cât să o strângă. Dacă o strânge prea tare, roata va fi prea dură, va bate pe piatră și se va strica. Dacă o strânge prea puțin, vor începe să se miște încheieturile și iar se va strica. Deci eu pot să-i spun cum să o facă și pot să-i spun să o strângă, dar nu pot să-i spun cât să o strângă. Aia trebuie să știe el. Ăla-i talentul. Ăla-i harul. Și pentru treaba asta l-a iertat împăratul. A zis, da, într-adevăr, harul ți se dă numai de omul care trăiește. Omul care nu mai trăiește, ăla numai îți dă o explicație, dar nu poate să-ți arate. Deci vezi ce povești frumoase. Frumoase, da. Înălțate poete, așa. Înălțate actorule Dorel Dișan, care din rolurile pe care le-ați jucat se apropie cel mai mult de ceea ce sunteți în realitate? Auzi, asta e o întrebare clasică. Clasică. Și răspunsul e tot clasic. Toate. Zice toate. Domnule, nu poți să desparți artistul de om. Deci artistul și omul cântă la același instrument. Nu poți să-i desparți. Dar sunt anumite lucruri mai împlinite, sunt alte lucruri mai puțin împlinite. Sigur că toate, așa cum zicem, le iubim ca pe copii. Dacă ai câți copii avea pe fiecare, toți ni-s dragi. Iubești cu aceeași intensitate. Însă sunt unele care într-adevăr m-au marcat și care toate într-un fel te marchează și chiar trebuie să scap de această marcă dacă ea nu este ziditoare. Dar aș putea să spun că rolul lui Ion Creangă este cel mai apropiat de ceea ce
Și eu sunt și dascăl la origine și am urmat toate scările de Scălești până la universitate. Și eu sunt de credința lui că limba neamului trebuie să fie mai limpede decât apa izvorului. Din păcate nu ținem cont de lucrul ăsta. Și aș zice așa, creangă este, ca să zic, partea mea de cer, dacă tot am vorbit de... Și ar fi al doilea, cea mai aproape de cer. Și ar fi al doilea, ar fi Iacob, care e cel mai aproape de pământ. De ceea ce găsește omul acolo în măruntaiele pământului și în propriile lui măruntaie. Aici este filozofia omului. Într-un fel mi-ați împlinit credința, pentru că special am ales acest decor în care să fie și cuptorul, în care mâții aceia lui Ion Creangă să se încălzească și ei, copiii mici, să se încălzească la cuptor. Da. Abia scăpam de ei, că un artist trebuie să se ferească când joacă în teatru sau în film de copii și de animale. Copiii și animalele au o dezinvoltură care foarte greu o cucerește artistul. Și se și îmbrietenesc foarte repede. Da. Da. Dorel Vișan, poetul. Într-un fel ați debutat târziu, în anul 1995, în revista Steaua. Împlineați parcă un destin care spunea că poeții nu trebuie să scrie la tinerețe pentru că nu pot trăi din scris, ci trebuie să scrie înspre maturitate, când și lucru și poezia e altceva, existență, e metafizică. Da. De ce așa târziu ați debutat în poezie? Dom'le, eu am scris poezii mai de mult, cu mulți ani în urmă, dar nu le consideram meritoase să fie publicate. Dar am așteptat să mă satur de vorbele altora. Că o viață întreagă am spus vorbele altora. Și mă bucur pentru că printre vorbe așa mai modeste, marea lor majoritate au fost vorbe de înțelepciune. Deci scriitori mari, artiști mari, oameni mari cu care m-am întâlnit și care te încarcă. Un om mare te poate încărca cât nu te încarcă o universitate în 10 minute. Să spună niște lucruri care nu le poți învăța în ani de zile, dar el le are în minte și în suflet din experiența lui genială. Și atunci, la un moment dat, am zis, măi, după ce le-am auzit vorbele altora, cum a zis Dostoevski, atât de mult l-am iubit pe om încât pot să spun că este forța cea mai lipsită de umanitate, omul. E așa pot să zic și eu, că atât de mult am rostit și am iubit cuvintele altora mari, încât pot acum să spun că mă pot strecura și eu cu ale mele. Se spune, da. Le-am adunat în această cărticică, cum spunea Tudor Arghezi. El nu spunea carte, totdeauna spunea cărticică. Cartea e mare. Da. Așa, și multă lume le gustă și s-adapă de la ele. Se spune că pentru a scrie poezie profundă trebuie să fii ori sărac, ori nefericit. Și istoria literaturii române sprijină cu argumente Eminescu, Labiș, Bacovia, Bolintineanu, Andrei Mureșanu, Nichita. Credeți că e nevoie de nefericire sau de sărăcie? Ați văzut poeți bogați? Da. Te surprind. Dom'le, poezia se spune că este cuvântul divin. Este o definiție a poeziei, a poetului, a unui poet spaniol, spune așa. Poetul este un animal de apă care trăiește pe uscat și vrea să zboare. Deci poezia are relație cu cosmosul.
Astăzi însă foarte multă lume scrie poezie și unii scriu bine, dar foarte mulți nu scriu bine. Și Biblioteca Națională se umple de maculatură. Vezi, dacă nu este un control, o alegere, atunci uneori, știi, este legea asta a compensației. Dacă se desumflă într-o parte, se umflă în cealaltă. Ei, așa este și cu poezia. Poate că bătrânul Eliade Rădulescu ar trebui să se scoale și să spună: gata, copii, o vreme nu mai scrie. Scrieți orice, numai să scrieți. Așa, acum sau... să scrie, gata, o vreme nu mai scrie. Deci asta e poezia. Iar poeții, toți poeții sunt bogați, pentru că ei au bogăția sufletului. Și bogăția sufletului este mai mare decât bogăția materială. Așa se spune că cine dă se îmbogățește și cine primește se însărăcește. Deci, aici este problema poeților. Ei sunt bogați în ceea ce spunea Iisus, în suflet, în ceea ce te leagă cu cosmos, te leagă cu ceea ce noi numim Dumnezeu. Asta este poezia. Intră în zona sacrului, ca să spun așa. De asta Eminescu este mare. Și vezi, oamenii mari și fiecare om după moarte intră în opera lui, rămâne în opera lui, aici e nemurirea. M-a obsedat toată viața dacă vremea asta când noi trăim pe pământ are vreo legătură cu eternitatea. Dacă nu are legătură, nu are nicio valoare. Și am aflat că are. De exemplu, am văzut un om bătrân care planta un măr. Apoi cel mai plantez bade petre, că nu-i mânca de el. Or mânca alții, dragă, și mor pomenii. Ai auzit? Așa? Da. Și mor pomenii. Mor pomenii. Deci omul trăiește atâta timp cât ceilalți nu îl uită. Moartea, a zis bine în al preasfințitul Bartolomeu Anania, moartea este o sincopă. Nu există moarte atâta timp cât există înviere. Și asta e și modelul lui Iisus. Pentru asta a fost trimis. E greșită credința că Iisus este singurul fiu al lui Dumnezeu. Nu, Iisus este unul din fiii lui Dumnezeu. Iisus și spune la un moment dat: acolo unde voi fi eu, și voi puteți fi, dacă veți urma viața mea. Nu? E o zidire frumoasă de cuvinte. Deci aici este problema poetului. Da. Și o zidire de cântec pe care să o petrecem la Popasul Dorului cu Veta Biriș. Dorel Vișan, tradiționalul. Cine a spune pe masă bucate și băuturi în casa cu miros de busuioc? Și mai ales dacă mai țineți minte când ați tras ultima beție și cu ce v-ați dres? Ce v-aș spune? Da. Pită cu slănină și ceapă. Pită unsă cu cuțitul. Ceapă, domnule, ceapă. Acum la țară fac ceapă tăiată mărunt și pun sare, pun bulion. 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 Din roșii din grădina, da, proprie. Da, domnule, apoi merge țuica extraordinar. Să știi că acum, așa, în ultimii ani, am făcut mai puține chefuri de alea care să terminau frumos, ca să zic așa. Să terminau cu, cum să spun, starea învingătorului. Pentru că lumea e așa cum e. Și ca lumea suntem noi. Să știi că cel mai bun dres din băutură este cu borș. Cu borș. Borș. Da, să bei un litru de borș. Nu prea avem noi ardelenii borș. Păi nu prea avem, dar fac, eu fac. Da. Domnule, borșul este extraordinar.
beți borș și lăsați anumite medicamente, că mai bine vă face borșul. Puteți lua și medicamente, eu nu sunt potrivă, dar eu sunt pentru medicamentele astea care le-a lăsat Dumnezeu. Așa spunea Hipocrat. Alimentele voastre să fie medicamentele voastre și medicamentele voastre să fie alimentele voastre. Ținem cont de treaba asta numai. Deci asta aș pune pe masă și mi-aș aminti cu plăcere de zile frumoase când eram în stare euforică, nu bahică. Și credeam că lumea e frumoasă. Și nu era? Lumea niciodată nu e frumoasă, numai dacă ai frumusețe lăuntrică. Atunci e frumoasă. Lumea din afară nu e frumoasă niciodată. E frumoasă natura, dar nu lumea. Natura nu greșește niciodată. Natura e frumoasă și în urât. De-aia fetele alea care făceau în Macbeth, cum le zicea, cântau cântece din alea de boscoane. Ursitoarele. Cum? Ursitoarele. Ursitoarele. Ursitoarele spuneau, urâtul-i frumos și frumosul-i urât. Și așa este. Nu poți să le deosebești. Tot timpul există o relație. Deci asta aș pune pe masă și aș pune pe masă din nou mâncarea țărănească care a fost odată. Vezi, țăranul tăia un singur porc. Și de multe ori nu era prea mare. Carnea prin martie se termina. Cam aproape de Paște. Mai rămânea slănină, un pic de cârnaț, dacă îl mai ascundea, da. Găzdoaia, îl ascundea în grâu. În grâu sau în oale, cu jumări și cu untură, cu soare. Așa. Deci îl ascundea. Și treceau pe pui. Deci vara se mânca găină, pui. Toamna se mânca oaie. Deci, vezi, erau sezoane. Da. Acum nu se mai mănâncă pe sezon, acum se mănâncă alandală. Am fost la piață odată la obor, domnule, atâta carne era clădită că te apucă respingerea, să nu zic alt cuvânt. Era o ordine, era o rânduială, iar mâncărurile de vară, în afară de duminică, eventual joi, dacă aveai oameni la lucru și sâmbătă, erau cu carne, restul nu, erau fără carne. Ciorbă de fasole, ciorbă de fasole verde, ciorbă de tăiței, ciorbă de cartofi, mâncăruri care le făceau ei așa, acolo. Da, din vinul ăla, care vă tot lăudați de acasă, ne-ați dat măcar un pahar, o cană, cum bem noi la Valahia? Păi o să-ți aduc, da. Să vezi ce înseamnă vinul natural, limpezi natural, fără niciun fel de intervenție, fără zahăr, vinul se limpezește natural, nici nu trebuie trecut prin filtru. Ei îl trec prin filtru că nu se limpezește cum trebuie. Dar vinul, am să-ți arăt odată să vezi, sau poate vii la mine la Mărtinești, să vezi vin făcut de mine, tras de pe drojdie o singură dată, o singură dată îl trag de pe drojdie, pe drojdie a doua vinul stă. Drojdie a doua păstrează, mai ales dacă îl tragi bine, să nu tragi drojdie de la prima, să-l tragi curat. Curat. Și pe urmă ceea ce se așează, iar ceea ce rămâne în el în suspensie, multe lucruri sunt benefice pentru organism. Pentru că ele sunt din produsul de vin, de strugure. Da. Legat de dresul de a doua zi, maestre, ați fost multă vreme directorul Teatrului Național din Cluj, da. Și unul dintre prietenii mei se întoarce duminică dimineața, cam pe la 5, așa să ziua cu noaptea sau noaptea cu ziua se îngemănau și vreau să mă duc după el și îl întreb unde ești. Da. Zice, sunt în centrul Clujului, dar dă-mi un reper ca să vin după tine. Ce scrie, ce vezi scris stânga-dreapta? Și se uită spre teatru și zice, sunt în față la Hotel Hamlet.
Rămas. Asta a rămas. E celebră întâmplarea Hotel noastră. Hamlet. Hotel Hamlet. Da. Frumos, vezi? Da. Da, cântecul, cuvântul și dorul. Credeți că Dumnezeu le dă fiecărui om prin alegere sau le dăruie tuturor și depinde de noi dacă facem din el virtute sau îndeletnicire? Nu, le dă numai unora. 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 Oricât ai face, dacă n-ai voce, nu poți cânta ca Herlea și nici ca tenorii mari ai lumii. Nu. Trebuie. Asta este în informația din noi la care acum încearcă să umble netrebnicii. Da, deci în informația din om, numai aia ți se întâmplă în viață ce e scris în celula vieții tale. Da. În celula vieții, care e atât de mică că e ultramicroscopică, există informații în fiecare celulă care, dacă le-ai printa, ai face 3.000 de cărți, fiecare a 1.000 de pagini. Deci în fiecare genă există informație, există cam 4 milioane de litere, 4 miliarde de litere. Tulburător ce spuneți. Atâta există, da, într-o celulă. Și în fiecare celulă este la fel. Omul are cam 70-73 de trilioane de celule. Ei, în fiecare celulă este această informație. Aici este, cum să spun, rezerva pe care oamenii o au astăzi față de știință. Pentru că oamenii mari spun, chiar dacă știința e o sabie cu două tăișuri, chiar dacă oamenii de știință pot să umble acolo în celulă, nu e bine să umble, că nu știu ce rosturi sunt acolo. Aia e făcută de o minte perfectă, ceea ce nu are omul. Aici este problema. De-aia vă închipuiți că sunt în interiorul nostru lucruri pe care nu le putem stăpâni genetic? Care nu le folosim. Nu le folosim. Deci noi folosim din creier cam 10%, iar din celulele, din ADN-ul, cum îi spunem noi, folosim cam 40%. Restul de 60% nu se știe ce-i cu ele, de ce sunt dezactivate. Dar se activează în timp. Ei, așa poate fi și o informație care ți-o plasează sub formă de vaccin. O informație din asta poate să se activeze peste 2 ani, peste 10 ani. Așa cum se activează, de exemplu, celula care face sânii la femeie. Ia, se naște fetița cu ea. Dar nu se activează numai după 13 ani, 13-14 ani. Acum se activează mai repede, că o activează puii industriali. Hormonii. Da. Deci vezi, acolo este o taină la care nu trebuie umblat. Robert Charroux, unul din cei mai mari cercetători ai lumii, spunea că dacă oamenii de știință vor umbla în celula vieții, va fi al doilea păcat după Adam și lumea va fi spulberată de pe pământ. Dar mă spun chestiile astea și niște ticăloși mi le iau, le scot din context și le interpretează. De aici și poziția dumneavoastră cu boala asta necruțătoare, pandemia anului 2020. Boala asta e mai cruțătoare decât poluarea. Dar e mai necruțătoare cu zâmbetul, cu îmbrățișările, da, cu sărutul. Păi aici e necruțătoare, e teribilă. Că așa vreau oamenii. E o poveste mai lungă și nu vreau să o dezvoltăm astăzi, dar de exemplu de COVID au murit în România 10.000 de oameni, n-au murit mai mult, au murit de alte boli, până la, să zic, 20. Iar de poluare mor 24.000 în fiecare an. Și nimeni nu zice se nimic, ocupă, da, ca să oprim poluarea. Este oamenii din când în când, din egoism și din dorință de câștig, își strică propriul cuib, distrug pământul și legile lăsate pentru armonia.
universului. Maestre, noi criticăm deseori lumea, dar nu punem nimic în loc. Cum ar arăta satul pe placul inimii dumneavoastră? Satul Mărtinești, în care locuiți acum. Pe așa cum a spus un președinte al Americii, că nu trebuie să te întrebi ce a făcut țara pentru tine, ce ai făcut tu pentru țară. Deci, așa cum spunea Iorga, e ușor să scoți omul din țară, dar e foarte greu să scoți țara din om. Domnule, satul, așa cum l-am cunoscut eu și cum l-aș vrea, nu se mai poate face. Nu. S-a schimbat. Omul dorește schimbarea și ajunge să schimbe din bine în rău, numai să fie schimbare. Satul s-a schimbat, satul era un element cosmic. Era un element cosmic cu autoreglare. Satul se autoregla. Era formidabil. Avea regulile lui, avea morala lui. Avea regulile lui, avea, cum să spun, etica, morala satului, morala vorbelor, credința și lucru cu pământul care îl armonizează pe om, că lucrezi cu propria ta materie în momentul când lucrezi cu pământul. Pământul te armonizează, ceea ce spuneam mai devreme. Plus că te și hrănește și așa mai departe, și te hrănește bine. Deci statul nu s-ar mai putea reface, dar s-ar mai putea, însă într-o altă lume, nu în asta, cu conducătorii pe care îi avem, într-o lume în care conducătorii ar gândi românește. Dacă ar începe să gândească românește, atunci s-ar putea și satul să se remodeleze în anumite feluri, adică cel puțin să-l iubească oamenii, să meargă la sat, să lucreze, mai ales tinerii, și acolo să-și formeze copiii. Dacă ar fi școală, dar nu mai e nici școală, nu mai e nici educație, nu mai e nimic. Toate sunt legate între ele pentru a-l dezumaniza pe om, pentru a-l animaliza. Întotdeauna când Dumnezeu a simțit că omul ia razna spre animalizare, întotdeauna i-a trimis ceva din sufletul lui Adam pe care l-a păstrat în cer și i-a dat un suflet pământesc lui Adam și a trimis o personalitate mare care așa a fost Noe, așa a fost Enoch, așa a fost Krishna, așa a fost Moise, așa a fost Isus, așa a fost Ilie și așa mai departe. Deci a trimis întotdeauna câte un om. Ei, acum ne-a trimis omul haosului deocamdată și nu omul care să binelui regleze și să armonizeze lumea. Și atunci s-ar putea măcar obiceiurile să se reia, jocurile, să aibă oamenii încredere în producția particulară. Producția particulară are mare valoare, dar acum și producția particulară s-a stricat. Și țăranii nu-ți mai vând, și ei lucrează roșiile, ca și în Italia, da, ca și în Grecia. Nu. Și ei le vopsesc. Am mers într-o zi la un centru în ăsta să iau ceva semințe și a venit o doamnă din Dej. Zice, aveți culoare de înroșii roșiile. Avem, doamnă. Și i-a dat. După ce a plecat, am întrebat-o, doamnă. Zice, da, este culoare. Dai pe roșii și a doua zi roșii toate. Toate. Gogonelele se înroșesc peste noapte. Deci, atunci nu mai sunt ceea ce trebuie. Ceea ce au făcut cu plantele, această inginerie genetică, vor să facă și cu omul. Și nu e bine. Nu e bine nici cu plantele. Mulți savanți se întreabă dacă plantele astea modificate genetic și legumele, dacă mai pot să fie bune de consum. Dar știința merge înainte, nimeni nu controlează laboratoarele. Am înțeles că într-un laborator din
America s-a făcut o combinație între plantă și animal. Înțelegi? Deci o hibridare, da, între plantă și animal. Și probabil că asta vor mai departe, pentru că știința nu mai merge mână în mână cu credința. Maestre, am ajuns într-un loc în care parcă nici puterea noastră de imaginație nu poate face popas. Vreau să vă întreb ceva la Popasul Dorului, o emisiune în care mărturisirile noastre sunt frumoase ca și rugăciunile. Da. Marile decizii în viață, le-ați luat cu inima senină sau cu inima înfricoșată? E greu de spus. Noi vrem să le luăm cu inima senină. Dar nu avem puterea asta, nu avem forța asta. Nu suntem pregătiți. Nu suntem pregătiți. Așa este un proverb turcesc. Zice, copilul e ca și copacul. Dacă de mic se strâmbă, a nevoie să mai îndreaptă. Și noi strâmbăm de mici cu bună știință. Uite, jumătate din copiii noștri sunt analfabeți funcționali. Și acum o să fie toți după minunatul ăsta învățământ online. Dom'le, ca să iei o hotărâre la un moment de răscruce, e foarte greu. Trebuie să fii pregătit și trebuie să-ți fi disciplinat mintea. Asta se face în religiile orientale. Disciplinarea minții. Pentru că ei spun că ignoranța nu este că nu știi. Nu știi, ești neștiutor. La ei, ignoranța este că știi și aplici greșit. Deci noi multe lucruri le învățăm greșit de la început și așa le aplicăm. Nu ne cunoaștem. Cel mai necunoscut și cel mai străin lucru pentru om este el însuși. Nici până astăzi, de omul există de milioane de ani, nu numai din neam de tar și ales povești. S-au descoperit, de exemplu, intervenții pe inimă acum 100 de mii de ani. S-au descoperit niște cadavre mumificate? Da, în Rusia, unde se vedea clar că a fost tăiat sternul și a fost intervenție pe inimă. Deci acum 100 de mii de ani. Îți dai seama. Și atunci omul trebuie să învețe să se disciplineze. Așa spun budiștii și cei de credința asta, că omul poate să ajunge la libertate numai când și-a înlăturat total ignoranța. Când nu, Seneca spune că omul ajunge la libertate când nu mai are nicio dorință. Dar nu înseamnă că trebuie să mori. Ce dorință avea Dorel Vișan, revoluționarul din decembrie 1989, și cum își imagina el, să zicem, peste 30 de ani, pe care ani pe care îi trăim acum? Nu mi-am putut imagina. Ce dorință aveam? Dorințe false. Toate revoluțiile lumii, și cele mai mari, și cele mai mici, nu au legătură cu adevărul și cu dreptatea. Toate revoluțiile care au fost în lume și poate care vor fi și în continuare. Masele de oameni niciodată nu luptă. Asta spune Freud foarte clar filozofia maselor, în psihologia maselor. El spune așa, masele niciodată nu luptă pentru dreptate, numai pentru iluziile și dorințele lor nesatisfăcute. Și spune că un om care intră în mulțime
își pierde personalitatea. Deci el, Freud, vorbește despre mediocritatea omului intrat în mulțime. Un profesor universitar, dacă vine la Revoluție, el devine un revoluționar, n-are nimic cu tot ce a învățat el la universitate. Toată pregătirea cu tot, da. Care urlă acolo, jos comunismo, jos, fără să știe de ce. Așa strigă masele. Masele, pentru că sunt anonime, au sentimentul atotputerniciei și n-au sentimentul responsabilității. Masele n-au sentimentul responsabilității. Ai văzut, vine o masă și spune: Ceaușescu, să vin aici, acum, în secunda asta, aici, în fața noastră, să-l judecăm. Ai văzut? Asta spune masa. Deci niciodată revoluțiile nu au adevăr. Toate revoluțiile sunt lovituri de stat în ultimă instanță. Ce înseamnă? Dirijate de grupuri de interese. Dar ce înseamnă lovitură de stat? Eu și cu dumneata ne ridicăm împotriva celor care conduc, îi dăm jos și ne așezăm în locul lor. Asta e, asta am făcut și noi. Deci asta este, nu mi-am putut închipui. Dar atunci credeam că Ceaușescu trebuie omorât, că trebuie... N-am crezut că odată cu Ceaușescu omorând și țara. Și am omorât și țara. Așa se spune, când cade un tiran, trage totul după el. Și a tras totul după el. Ce mai avem noi români azi? Nu mai avem nimic. Totul de la străini, nici locuri de muncă. De-aia mergem să strângem castraveți în Germania. Dar nu vreau să dezvoltăm treaba asta, că zic oamenii că vorbesc numai de lucruri negative. Dar ce se fac dacă nu pot vorbi? Noi oamenii avem o cetate culturală. Clujul e o cetate culturală, o cetate cu oameni idealiști, cu practicieni, oameni de care societatea are nevoie. Sunt răsplătiți oamenii de valoare suficient astăzi? Oamenii simpli, oamenii geniali. În România? În România. România nici nu știe care oameni de valoare. Nici nu știe. Nici nu știe. În România sunt foarte mulți oameni de valoare. În toate domeniile. Dar nu-i folosește nimeni. Nu-i știe și dacă îi știe, deranjează. La această oră în România, scara valorilor este total inversată. Total inversată. Copiii nu mai știu în ce să creadă și fetele astea tinere, de-aia le și corup și le duc și le folosesc. Domnule, se spune că nivelul intelectual a unei țări și valoarea unui neam are o singură măsură. Oamenii mari pe care le dă providența, Dumnezeu, și felul în care știu să-i respecte și să-i folosească. Asta e măsura unui neam. Noi nu avem această măsură. În regimul celălalt, artiștic, ne luăm pe noi, ne băgăm pe noi în față. Domnule, erau clasificați, emerit, maestru emerit, artist al poporului. Nu era oricine artist al poporului. Chiar dacă îi se spunea maestru, maestru. Maestri de întreprinderi erau oameni cu respectați, foarte bine pregătiți. Noi am avut maestri care erau mai necesari decât inginerul în fabrică. Apropo de asta, să spun că nu-i glumă, că e un adevăr. Eram o dată cu mașina la reparat și vine un ucenic și îl întreabă pe mecanic. Zice: maestre, cum pot desface eu un șurub de 17? Zice: mă, de cât e șurubul? De 17. Da, iai cheia de 17, o pui pe el și tragi până îți sară ochii. Și se desface. Deci, domnule, ca să faci ceva,
trebuie să tragi până scuip cuie, cum spunea un antrenor de box. Ca să fii cineva în lume, ca să faci ceva, trebuie să tragi până scuip cuie. Asta este. Eu am cunoscut președinți de CAP-uri milionare care aveau telefon direct cu Ceaușescu. Dacă era vreo problemă, direct la Ceaușescu îi spunea. Deci Ceaușescu nu îi lăsa să fie umiliți, îi apăra. Pentru că erau niște oameni deosebiți, care au dezvoltat gospodăriile, de-au făcut milioane. Cine mai pune temei pe treaba asta astăzi? Nimic. Nu mai avem nimic. Aici e necaz. Totul s-a perimat, tot. Nu știu, nici nu cred că se mai poate reface. Eminescu spunea că o țară coruptă este o țară pierdută. Și tare mă tem că trăim într-o țară pierdută. Clujul e o cetate culturală. Ne întâlneam deseori. Prietenul nostru drag, voivodul Taragotului, Mitru Fărcaș. Știu că... Clujul a dat multe. Da, ați încercat niște demersuri. A dat în medicină, imediat te spun. Am încercat să-i facem lui Mitru Fărcaș o statuie, adică ești făcută statuia. Și încă i-am cerut, că cu ăsta, cu domnul arhitect, cu Vitoc, ne chinuim. Am luat legătura și cu domnul Boc, a zis că e o idee foarte bună și a murit ca idee. Cred că Mitru Fărcaș ar merita să fie un semn. A fost un artist al lumii, n-a fost un artist al Clujului, nici măcar a țării, a fost al lumii. Dar vreau să spun că Clujul este o cetate ciudată, o cetate închisă. Eu, de exemplu, acum de când nu mai lucrez direct în teatru, lucrez în particular, ca să zic așa, Clujul m-a folosit foarte puțin. Foarte puțin. În schimb, mă folosește Iașu, Moldova. La Iași sunt și cetățean de onoare, în relații foarte bune. La Cluj sunteți? Sunt, așa, cu mare greu și la Cluj... Cu potignele așa am ajuns. Mi-a spus primarul de atunci că am avut multe piedici. Dar nu e așa de important să fie scris că ești cetățean de onoare cât să te fii simți cetățean de onoare. Adică oamenii să te cinstească, să te respecte. Nu totdeauna te vor respecta și cinsti toți, că așa este lumea. Oamenii gândesc diferit și nu trebuie să te superi pe ei. Mai devreme sau mai târziu, omul vine la par, așa cum vine mânzul. Știi? Clujul are multe valori, dar părerea mea e că nu știe să le folosească. Clujul a avut foarte multe valori în medicină. A, grădina asta botanică, ai avut aici oameni mari și în foarte multe lucruri. Nu mai e vremea valorilor, gata, acum s-a schimbat. Maestre, sunteți o generație, eu sunt altă generație, după noi vin alte generații. Oare îndrăznim prea mult, cerem prea mult? Oare ar fi de suet la Cluj, nu știu, o piață, o alee a oamenilor mari, să nu spunem celebrităților? În Craiova este, în Craiova. În Craiova este. Uite, muică, la Olten. Am fost acolo când i-a așezat bustul lui Adrian Păunescu. Așa zicea Adrian Păunescu. V-am dat o țară de mai mare dragul și i-ați distrus averile și steagul. Ne-o luară, da. Asta poți să o bagi și partea a doua, că el a scris-o, n-am spus-o eu. Faceți pe democrații cei cu cernici, Hristos și mamei voastre de nemernici. Nu mai vreau să mai vorbesc că intru în dezamăgire, adică... Maestre, eu vă propun să mai ciocnim un pahar, să ieșim din dezamăgire și... Eu am tot ciocnit, da. Așa. Păi, pregătim borșul. L-aducem de la Oltenia, atunci trebuie. Da, nu aveți atâta vin ca să aducem. N-avem atâta borș. Vin.
Da. Ardeleanu, mai mult decât filozof, a fost hâturul. Dumneavoastră sunteți profesorul de zâmbet al ardeleanilor. Așa se zicea, mă, că Ardeleanu e om și la masă e domn. Domn. Iar noi suntem copiii ascultători. Trebuie să ne zice, sună o ardelenească. O glumă. S-o fabă. O glumă, da. Ardelenească. Băi, atâtea glume. Am auzit acum o glumă foarte bună care nu e ardelenească, dar e așa... Toți o gustăm în felul nostru, deși n-ar trebui, zice, am rugat-o pe nevastă mea când va fi să fie, să mă ducă la crematoriu. Și ea m-a planificat deja joia viitoare. Ați văzut ce bătălie e în țară acum cu pensii, da, știi? Știi? Da. Și ce că trei pensionari povesteau, unul zice, bă, eu i-am rugat pe ai mei să mă îngroape creștinește, dar să nu dea pomană mare, mă ducă la cimitir și să dea așa doar câte un colăcel. Al doilea ce, bă, și eu le-am spus la ai mei, dar la fel să nu cheltuie mult, dacă poate așa 5-6 persoane din familie, că nu vor să... Da. Al treilea zice, bă, eu la cât vin am băut, cred că pe mine mă îmbuteliază. Da. După, sau marea dilema Ardeleanului, maestră. Știți care e marea dilema Ardeleanului? Și că Ardeleanu se întreabă, ce mă, eu dacă mor și ajung în rai, cum însă așa mai mole, oare vine cineva după mine? Aș vrea să vă provoc în final de emisiune la o recitare. Să ne recitați ceva din ce aveți în suflet pregătit sau poate chiar din cartea Cântece pentru glas și toacă. Am spus într-o zi la televizor, într-un interviu, că nu mai am cum să-i dau telefon, că foarte mulți din prietenii mei au murit. Cineva a zis, domnule, dă-mi mie oricând, că sunt așa, ca să dai telefon. Poți să dai telefon, dar eu vorbesc de alt telefon. Eu vorbesc de telefonul ăla când îl suneam pe un prieten și îi spuneam, mă, am o problemă, ce zici? Ei, păi, azi foarte rar ca să-i mai găsești. Și am să-ți recit o poezie de aici, din Cântece pentru glas și toacă, care se intitulează Mă caut. Și care sună așa. Prietenii puțini pe care i-am avut s-au împuținat considerabil. Eu însumi mă caut tot mai rar. Cu toții ne căutăm tot mai rar. Nu știm unde mergem și de unde venim. Lilieci orbecăind în noaptea polară fără de sfârșit, pești săltăreți printre pietrele râului ce de mult e secat. Am obosit, prieteni, și voi sunteți obosiți. Ne-au obosit orgiile pe care nu le-am făcut și femeile pe care nu le-am iubit. Ne-au obosit bătrânii pe care nu i-am ascultat și vremea pe care n-am folosit-o. Să nu ne mai mințim încă o dată. Cu toții suntem obosiți, răcani, ne trimiși pe câmpul de luptă, cerează-mă zidul cazărmii, prea obosiți de greutatea armelor purtate fără rost. Avem nevoie de un lung repaus. Când noaptea se va termina, în zori, să ne grăbim cu toții la culcare
și să lăsăm drum liber spre maternitate salvării cu mamele noastre din nou în dureri. Mulțumesc! Am cartea dumneavoastră, n-am îndrăznit să pun la vedere cartea mea. Așa. De ce să nu îndrăznești? Pentru că... Uite, poezia unde s-a deschis cartea, am să vă recit. Întâmplător, ce plouă la Cluj, ce plouă. Ploua la Cluj, ploua. Ființele se refugiau în turle de biserici și în copaci seculari. Toți preoții orașului se rugau în fața primejdiei cu icoane vindecătoare în mâini. În sala de tango a Operei Române, ultima lebădă plângea în spatele cortinei. Angajații primăriei, într-un gest de binefacere, cărau statuile spre dealul din Feleac. La cântatul cocoșilor, Dumnezeu îi spune lui Petru: ce plouă la Cluj, ce plouă! Frumos! Vezi, poezia nu-i adevărată numai dacă se poate spune în public. Poezia așa, de cuvinte filozofice, nu folosește nimănui. Pe care nu o înțelegi. Da. Maestre, am intrat amândoi într-o altă dimensiune, acum într-o dimensiunea cuvântului. Dacă vom cutreiera lumea peste 10 ani, peste 50, peste 100 de ani, sub o altă formă de energie, cu cine ați vrea să vă întâlniți în noua formă de energie? Cu Einstein. Cu Einstein. Einstein avea o vorbă extraordinară, zice: mintea omului este ca o parașută. Fiecare e binefăcătoare numai dacă se deschide. Da. Mintea ca mintea. Câți ani are inima dumneavoastră? Inima mea are puțini ani. Are mulți, dar puțini, cum spunea Ștefan cel Mare. Are 50 de ani. La 50 de ani, inimii dumneavoastră, îi spunem așa, maestre: săracă inima mea, săracă inima mea, iar începea mă dure, iar începea mă dure. Ai, hai, inimă, hai, la muletie răle mă dai. Ai, hai, inimă, hai, la multe bune mă dai. Avem lucruri bune și în emisiunea noastră la Popasul Dolului. Dincolo de teoriile lumii, de conspirațiile lumii, noi avem la Popas aici un român care a apărut în New York Times. Așa. CNN, maestre. Da. Prieten de-al nostru, de la Cluj. Da. Originar din Chiuiești. Uitați, un simplu meșteșugar, da, un simplu meșter popular. Care a ținut odată în spate o fabrică mare. Da. Maestre, într-un gest simbolic, noi o să vă încălțăm astăzi. Prietenul meu și al nostru, Grigore Lup, meșterul popular, a venit cu o pereche de pantofi. Da. Sunt pantofi pentru distanțare socială. Așa. Cu care am apărut în toată lumea, inclusiv în... New York Times. Fain, dar am văzut și eu la televizor. Deci aici este așa un pantof mai mic, bineînțeles, l-a făcut, că ei nu încăpeau aici pe masă, l-am făcut. Da. Și vitevuie să-i aveți. Mulțumesc. Gestul e simbolic pentru că în realitate, Grigore, încalță și descalță actori, actrițe, mulțumesc, că eu am muzicieni, de la dumneata. Și ăștia din picioare, tot dumneata ai făcut. Toate teatrele din țară colaborează cu el. Îți mulțumim, Grigore. Da. Așa rămânem în eternitate. Mulțumesc. Gesturi frumos. Mici pentru oameni mari. Mulțumesc. Mulțumesc pentru duminica asta frumoasă, maestre. Și eu mulțumesc pentru invitație. Rar așa duminică frumoasă, iar la Popasul Dorului e vremea despărțirii. Poate ar trebui să spun la bună și frumoasă revedere și că emisiunea s-a terminat, dar nu pot.
voi spune așa: mamă, azi am făcut un popas și am fost ucenic la o lecție despre iubire țărănească. Dascăl mi-a fost Dorel Vișan. Am copiat un pic. Nu-i nimic, fiule, te-ai lovit cu capul de pragul din rai. O duminică frumoasă.